Bun, acum o să-ți număr de la 7 la 1 și o să te reconectezi. Bun, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Și reconectează-te iar cu cele două păsulete este a lui Dan și a cei care au fost soția lui. Da, văd că au plecat din portalul ăla. Deci i-am regăsit pe baza legăturii informaționale telepatice pe care o aveam stabilită într-un portal de vibrație mai înaltă, da? Portalul acela unde a fost înainte, parcă este mâncat în sine de niște curcani luminoși. Adică niște ființe care arată așa ca niște curcani și ciuguleau efectiv dinăuntru portalul și îl mâncau. Adică veniseră pentru suflete, da? Sunt un fel de ființe bionoelectrice, nu știu cum să le descriu, știi? Și partea sufletească mi-a transmis ceva mental ca să nu audă ăștia. Și m-a întrebat că să le fac ceva și da. Și deci a strâns ca și cum ai desumfla un balon și trage așa. Și deci le-a ars. Și spune, credeți că mă demontați voi pe mine? Spune. Acum spune, nu mai merge. Am înțeles. Zice, uite, sunt foarte calm, spune, foarte reconectat cu tot ceea ce eram înainte. I-a arătat și părții ei sufletești să se reconecteze cu toată, ea trebuie să-și scoată un blestem. Trebuie să scoată un Pe ce blestem. Linie este, da? Pe ce linie este? Pe linia de sinucideri, da? Este blestem din partea ființelor de la de religie, de la biserică, da? Deci transmite pe această cale celor care au fost de acord cu sesiunea să nu-i mai facă ritualuri religioase. Nici lui și nici ei. Să înțeleagă că orice ritual religios, spune, mai ales așa, spune, cumva, deci, să, bine că el nu mai este vulnerabil, că înțelege. Dar spune, nu mai cheltuiți banii pe porcării, spune. Prostie, a zis, nu porcării. Nu mai spune, nu înțelegeți că nu, asta înseamnă că sufletul, chiar dacă este conștient, da, și s-a ridicat cumva deasupra, ei, prin aceste pofte, reconexiunile cu acțiunea de a bea, de a mânca, de a se închina, îl atrag în regiuni de vibrație joasă. Și prin pomenirea numelui acolo, în așa și a executării slujbelor religioase, se leagă, spune. Spune, nu este un joc, un arhetip. Spune, ieșiți odată din asta, spune. Ieșiți odată din asta. Da. Bun, foarte bine. Să chem atunci în față toate ființele, într-o bulă de lumină, se pare că să nu se recontamineze, cu care a avut conexiuni, care a avut contracturi, promisiuni, permisiuni. Da, a fost într-o karmă, l-a eliberat Da. Și pe frate, cum ar veni, și da, a avut și conexiuni, deci este vorba că i-a întors serviciul lui Ruxi, da? Și cum ar veni în viața asta, de a trezit-o. Da? Pentru că, deci, nepoata spune că la un moment dat, deci, el a început să caute după sinuciderea soției căi, da? Să comunice cu ea, cu sufletul ei, cum ar veni, da? Deci, el a fost oarecum conștient că există mai multe vieți, că sufletul este etern, că nu piere odată cu corpul și ceva rămâne și a vrut să se reconecteze, să o caute și spune că ceea ce făcea el, deci i s-a transmis ei și atunci a început și ea să aibă propriile ei căutări, da? Au făcut multe lucruri frumoase împreună. Deci asta vorbim înainte de acele vieți de contaminare, da? Eu se cunosc dinainte, de când erau frumoși și liberi.
și lucrau într-o lumină, dreptate și adevăr. Și îi transmite, mulțumește, da? Îi dă ca un fel de pachet informațional, spune că și tu mai ai de lucrat, n-ai ști din constructele fizice, spune. Te aliniezi uneori constructorilor fizice. Dar ești minunată, sunteți minunați, spune. Și uite, deci ca un fel de trandafir, dar fără spini. Așa, de catifia, așa, în care petalele multicolore și cu bordură alb-aurie. Acolo informație, spune. Fiecare petală e informație, spune. Deci are loc efectul invers, da? Spune, toate sunt acolo, trebuie numai să le știi, să le identifici, să le înțelegi, spune. Da. Bun. Dacă este gata, să vedem unele puncte și o să curățăm, o să începem curățarea finală. Da. Da, să vedem unele puncte, că ei practic sunt ajuns și aproape de matricile originare. Trebuie să fac numai declarațiile atât. Care este conexiunea între părțile subliminale? Am zis-o, am zis-o acum. Da. Tocmai, înainte, da. Bun, despre cheie am văzut. Da, da. Dacă mai vrea să doresc să rezolvăm ceva pentru el în acest plan? Nu. Spune ce să mai rezolvăm în acest plan. Spune. Nu înțelege încă. Tocmai a spus. A spus că să nu mai fie conectat religios, să nu mai fie conectat de niciun fel, să nu mai fie citat. Da? Spune că, uite, să șteargă toate numele din toate viețile, din toate locurile, din toate cărțile, din toate evidențele, orice nume fizic, gata. Nu lași și nu vrea să fie numit decât pe numele lui adevărat, gata, să nu mai citeze numele terestru, da? Și pentru că avem informația cea frumoasă, să șteargă și ea toate de peste tot și de acolo, din statul ăla cu ei, da? Unde se duc toate datele persoanelor, da? De la naștere, de la cazare, de acolo. Tot, de peste tot, tot să scoată, să ardă și toate urmele faptelor nebenefice și acțiunilor nebenefice de pe Terra să le șteargă. Tu știi câte zone curăță o parte sufletească, așa? Toate zonele din care a stat, deci când privești din perspectiva asta, este o mâzgă, niște câmpuri morfice înguroase, așa, de vibrație joasă și apar pete luminoase, da? Ceva similar găurilor din Matrix. Deci se luminează zone întregi când o parte sufletească își curăță aceste reziduri, aceste bucăți. Să-și adunești toate amprentele, tot ADN-ul fizic, dacă a rămas, și cel eteric, să adune tot, să reintegreze după ce l-a filtrat. Da. Bun. La linie genetice să mergem, să taie dacă mai are linii genetice false și pe cea originară să-și o ia cu el, să o smulge, să-și o ia cu el în planul lui, unde o să meargă. Deci ei sunt destrupați, nu mai au ceea ce au. Deci ei sunt liniile genetice. Ei Bun, sunt ADN-ul, ei sunt sufletul, ei sunt toate la un loc, cu toate straturile, cunoașterii și a ceea ce sunt, da? Nu mai sunt legați de corpuri fizice. Să zici că celula fizică are o genă de nu știu pe unde, de pe care, din acel corp. Nu mai au absolut nimic. Ei sunt acum, sunt luminoși. Sunt cum ar veni fiecare pregătit să se ducă la locul lor. Să facă acea declarație, să spună că ca și suflete suverane, prin cunoaștere, recunoaștere, reconectare și înțelegere, stăpâne pe energia lor și pe intenția de a face experiențe pozitive, minunate, anulează acum și definitiv, spune, orice permisiune, colaborare, interferență, contaminare de la orice ființă
de înaltă sau de joasă vibrație, prin contract verbal sau scris, conștient sau inconștient, făcut în timp sau între timpuri, în spații sau între spații, care nu au avut în vedere cel mai bun interes al lor. Interesul lui, da. Da? Și spune că își retrag fiecare dintre ei toată Da. Informația, da, și Din toate locurile, s-au bibliotecile, dus da. la acele memorii Da. și retrag întregului neam pe care, pentru că și ea a fost un fel de cui de neam, da? Așa, iar ea a desfăcut un fel de centură, da, prinsă în centura, în rețeaua de durere a tereșu, biciu, deci era un fel de nod, ea, da? Și deci a transmis informația luminoasă. S-a dus în toată rețeaua și iarăși iau Foarte o bine. parte de rețea, da. Bun, să Deci, vedem. vezi, sufletele astea nobile au făcut aparent o greșeală, cum a făcut el cu reptilianul, cum a făcut ea când a salvat destule suflete și a creat vinovăția și așa mai departe și prin responsabilitate au contaminat, da. Să verificăm dacă s-a deconectat de mama Terra, de spiritul necontaminat al Da, mamei s-au Terra. deconectat atunci când au Foarte curățat, bine. da. Da. Atunci când au curățat acele porțiuni, au mulțumit mamei Terra și nu numai mamei Terra, că vezi tu, nu și-au curățat numai de pe mama Terra. Pentru că, deci, de data asta au mers mai departe și am văzut că au curățat zone întregi din toate experiențele de pe unde au fost. Orice emisie, tot ce este otrăvitor, tot ce ai eliminat, tot ce ai emanat se curăță, tot ce ai gândit și tot ce ai contaminat, că ai stropit o floare, știu, eu dau un exemplu, și prin floare s-a dus în pământ și fără să-ți dai seama ai contaminat, pentru că asta gândeai atunci. Deci să curăță orice. E un lucru foarte bun. Foarte bine. Da? Și dacă sunt gata, să meargă Da. să reconecteze matricile lor originare. Da? Da. Au dat și informații. Bun. Întâi merge el la matricea lui Da? originară și au rămas bun. Îi mulțumesc pentru ajutor. Da? Zice că atunci când se vor reface, se vor vizita, da, și este ca și cum ar rămâne prieten pentru totdeauna, pentru că aici dincoace de materie nu mai au un sex, da? Pur și simplu se iubesc ca suflete, da? Au rezonat, numai corpurile de atunci au fost de sexe diferite. Când s-au întâlnit, când s-au reîntâlnit și... Deci este atâta bucurie în rămasul ăsta cu... Ar trebui noi, pământenii, care mai avem corpuri fizice, să învățăm acest rămas bun. Nu știu cum să-l transmit pe toate căile, la cei care vor asculta această sesiune, această parte din sesiune, da? Să învățăm să ne luăm rămas bun, da? De la orice, de la oricine, de, cu bucurie, da? Cu bucurie și recunoștință că am făcut experiența împreună, nu cu egoism și regrete. Și a luat rămas bun, acum mergem cu ea. Matricea lui originară este atât de frumoasă. Este ca un fel de mugur, așa, de culoare albastru, tivit cu roz, da, un roz diafan, așa, liliachiu, niște culori frumoase are. Și el se scaldă acolo, este ca o... Cum sunt copilașii de la albine veliți în acel cocon. Da. Și acum, gata, și-a luat, a rămas bun. Foarte bine, Mergem, da. mergem și cu ea la matricea ei, da. Da, se reconecteze, da. Este un văl de lumină, un fel de formă de lumină, ca o pară cumva, așa, și deci când merg chiar fac un fel de văl, așa, deci la forma aia de corp zburător au renunțat, spune, de 7 generații, da? Spune că cumva ajunseseră la ego și ei, și exploatau acele spirite la un moment dat, da? Adică nu mai exista legătura aia minunată de comuniune, că uite, facem experiențe împreună și ei duceau ca avionul călare pe... Nu, la un moment dat, deci au
considerat că pot să le facă ceea ce vor și lumea lor a decăzut încet, încet, da? Și au devenit, s-au războit între ei intern. Și pe o parte i-au ajutat reptilienii aceia și prin reptiliene aiul și deci când erau trimiși acolo să ajute, nu erau tocmai curați, erau contaminați. Parțial, discret, dar erau. Deci, nu mai fac ei. Există un fel de structură aproape fizică și deci aici cumva se primesc sufletele și o vreme stau într-un fel de avatar. Ca și cum s-ar curăța de ultimele bastioane rămășițe Foarte bine. ale experiențelor în corpurile fizice și da, deci se rămâne aici, ne mulțumește. Așa, matricea este cumva ca un trunchi de cont de data asta, da? Și deci are niște benzi cu informație, ca niște liniuțe care circulă. Așa este foarte frumoasă și matricea e, te uiți de sus înăuntru, e circular, dacă te uiți în față, parcă e radiar circular, în fine, foarte frumoasă. Atâta negreală iese când a băgat o matrice originală, pentru că, na, a acumulat informații nebune, ca și cum a stoarce o cârpă de petrol de motorină. Așa e, așa, straturi, straturi. Și văd că e nu ardă, ci reconverb. Deci materia se scurge într-un fel de rezervoar recipiente și devine aurie pură, da? O reconverb, deci transmută energiile, nu le arde. Este specific lumilor. În fine, ne-a rămas bun și de la ea. Foarte bine, Foarte bun. bine. Da. Bun, și dacă sunt gata acum, se duc pe planul lor. Da. Da? Bun. Ne tăiem toate legăturile între noi. Da? Despărțim părțile eterice una de cealaltă. Ne Și curățăm câmpurile despărțim morfice, părțile eterice eterice una și de între cealaltă. ele. Da? Despărțim părțile eterice a noastre și le curățăm Da? de toate conexiunile care le-am făcut și între noi. Curățăm fiecare câmpul morfic propriu de toate, tăiem toate legăturile care s-au stabilit cu ocazia acestei sesiuni. Dar ne detașăm de tot ceea ce nu ne trebuie, da? Și curățăm în jurul nostru. Luminăm, activăm și după aia ardem nanoboții. Mai devreme mă durea ochiul când s-a întrerupt conexiunea. Da, închidem toate portalele, curățăm toate energiile. Da. Bun, și acum o să numai de la 3 la 1 și deschizi ochii în mod natural. 3, 2 și 1 și deschide ochii.